Zeci de locuitori din Reșița și-au văzut munca luată de potop. Mașini cu daună totală, case pline de noroi. Una dintre locuitori viitoare i-a distrus mașina abia cumpărată, la care mai are rate încă 4 ani. Cum oamenii n-aveau asigurări, nu-i va despăgubi nimeni. Specialiștii spun că în jumătate de oră a plouat atât de mult încât apa ar fi putut umple cel puțin 30 de bazine olimpice de not. Valul uriaș de apă a luat pe sus mașinile și le-a purtat pe străzi ca și cum ar fi fost de jucărie. Autoturismele s-au ciocnit cu putere unele de altele. Oamenii au privit îngroziți de la ferestre ce se întâmplă în orașul lor. Mai mult decât o apocalipsă. Nu mai am cum să o pornesc și făcută ferferiță și pe stânga și pe dreapta. A venit exact ca și când venea bârzava cel mai tare. Nu vine Dunărea la cazare așa de puternic cum a venit dealul. Niciuna din cele 20 de mașini aflate pe stradă nu au scăpat de furia apelor. În curți, oamenii au nevoie de ajutorul pompierilor. De altfel, întreaga stradă este un furnicar și fiecare încearcă să se descurce așa cum poate. Un localnic a rămas fără mașina nou-nouță, dar curată. Acum am cumpărat-o, două săptămâni de când am cumpărat-o. Două săptămâni de când am cumpărat-o, mi-a făcut-o praf. Plătim rata. 4 ani, plătim rata. Asta e. În case, noroiul e până la genunchi. La câta roabă ați ajuns? Multe, multe, foarte multe. Așa este scos noroiul din curțile oamenilor, iar în încercarea de a mai salva câte ceva, lucrurile sunt puse pe rând la uscat. E compromis. Da. Apă peste tot, nămor, ce face asta este. O singură dată ni s-a mai întâmplat așa, dar totuși nu ca acum. Cu mic cu mare, oamenii lucrează necontenit. Câți ani aveți? Nu vă supărați. Eu? Da. 91. Din ploaie mare, am venit viitura. Crengi, vedeți dumneavoastră ce o adus, și confundat. Și au ieșit pe stradă, au măturat tot. Autoritățile susțin că au luat toate măsurile pentru a preveni dezastrul. Am știut de săptămâna trecută că o să vină precipitații, tocmai de aia vineri noi am curățat acest decantor, avem un decantor aici în capătul străzii. Nu ne așteptam să se întâmple asta, ploile au fost atât de puternice, din păcate în 20 de minute s-a umplut tot decantorul. Oamenii spun că pământul era saturat cu apă după ploile din ultimul timp, iar ieri au căzut 70 de litri pe metru pătrat în nici jumătate de oră. Specialiștii au făcut și un calcul, se puteau umple 31 de bazine olimpice de not la ploaia de ieri. Fără asigurări la case sau la mașini, oamenii așteaptă o soluție de la autorități. Se va analiza cu siguranță de către Consiliul Local și către domnul primar situația și cu siguranță nu vor fi lăsați de izbeliște. Probleme au fost și la uzina de apă din oraș. Alunecarea de teren de aici a fost atât de puternică încât a doborât inclusiv acest stâlp de electricitate. Este cel care alimentează cu energie electrică uzina de apă a Reșiței. Într-un alt cartier de la marginea orașului, un mal de pământ a luat-o la vale și a intrat în mijlocul unei case. Oamenii s-au trezit cu tonele de molos și piatră în bucătărie și în două camere. Totul s-a întâmplat foarte repede, n-am apucat nici să realizăm. Venim viitura... S-au dus mai bine de jumătate de drum de sus, cu tot cu teren la vale. Bine că am scăpat noi întregi și nu ne-au prins pe noi pământul acolo. Pentru că nu au reușit să scoată muntele de pământ cu lopata, oamenii au adus un excavator să elibereze casa. Pericolul nu a trecut. Zonele lovite ieri de inundații și vijelii sunt și astăzi sub cod portocaliu de ploi.